Imagini șocante pe pârtia de la Rânca din Gorj. O persoană de 58 de ani a murit după ce i s-a făcut rău. Nu desfășura activități sportive, dar era în antecedente medicale cu diabet. Din primele informații, bărbatul a suferit un stop cardiorespirator și, deși salvamontiștii au făcut manevre de resuscitare, nu a mai putut fi salvat. Decesul a fost declarat de medicii de pe ambulanță, care au ajuns la fața locului și au continuat manevrele începute de salvamontiști. Un turist în vârstă de 58 de ani din Deva a decedat joi 10 martie în stațiunea Rânca din județul Gorj, în timp ce se afla pe pârtia de schi. A suferit un stop cardiorespirator, s-au efectuat manevre de resuscitare timp de 30-40 de minute. A venit și ambulanța și s-a efectuat manevre de resuscitare, a spus Sabin Cornoiu, șeful Salvamont Gorj. Poliția orașului Novaci a fost sesizată prin apelul 112 cu privire la faptul că unui bărbat i s-ar fi făcut rău și ar fi leșinat în timp ce se afla la baza pârtiei M1 din zona turistică montană Rânca. Din cercetări s-a stabilit faptul că bărbatului de 58 de ani din municipiul Deva, județul Hunedoara, în timp ce se afla la baza pârtiei M1 din Rânca, i s-ar fi făcut rău și ar fi leșinat căzând din picioare. Au fost efectuate manevre de resuscitare, însă personalul medical a constatat decesul persoanei în cauză. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi avut loc fapta. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.